Originar din zonele muntoase ale Asiei Centrale, leoparzii zăpezii obișnuiesc să trăiască la altitudini mari de peste 2000 de metri. Sunt scump la vedere chiar și în habitatul lor natural, așa că nu e de mirare că la Brașov i-au cucerit imediat pe vizitatori. Momentul întâlnirii cu publicul a fost ales special. Pe 23 octombrie este Ziua Internațională a Leoparzilor Zăpezii. L-am văzut un pic. L-am văzut pe tot, pe la ușă, pe acolo. Este pete negre. Mi se par foarte fain. Prezentarea oficială a leoparzilor a atras vizitatori din toată țara. Tu ai venit cu părinții tăi special de la Buzău să vedeți leoparzii. A meritat așteptarea? Chiar a meritat. Leoparzii au 9, respectiv 10 ani și cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare. Leoparzii aduși la Brașov vor avea parte și de un meniu special care va ține cont de faptul că aceste animale sunt exclusiv carnivore. Le hrănim din două în două zile cu 4 tipuri de carne. Carne de vită, carne de cal, iepure și pui. Este un test pentru noi, în cadrul Asociației Europene Agrozoologice, și dacă ne descurcăm cu expunerea acestor exemplare, cu siguranță vom primi animale la fel de importante. Leopardul zăpezii se află pe lista speciilor pe cale de dispariție. În prezent, în lume, mai există aproximativ 4.000 de animale în libertate și alte 2.000 de exemplare în captivitate. Ei au fost vânați pentru blana lor deosebită sau pentru leacuri din medicina tradițională chinezească.